Războiul din Ucraina nu e doar pe câmpul de luptă, ci și pe rețelele sociale, unde sunt distribuite zilnic știri și imagini false. Iar fenomenul e greu de controlat. Mai multe portaluri și canale de Telegram afiliate Rusiei au distribuit o fotografie cu un banner publicitar care arată o hartă a Ucrainei fără Crimea. Autorii susțin că publicitatea ar fi plasată pe străzile din Franța, iar autoritățile franceze ar felicita astfel Ucraina cu ocazia Zilei Independenței. Este un fals. Autorii au folosit cel mai probabil Photoshop-ul pentru a manipula. Dacă dăm o căutare pe Google, aflăm că firma daneză Avajo-Sidoco nu are un asemenea banner publicitar. Găsim însă o altă fotografie publicată de această companie pe 30 iulie 2023. Dacă analizăm ambele imagini, putem vedea pe original și pe fals un indicator de pistă pentru biciclete înainte de o stație de autobuz, reflexia unei femei în sticlă, o mașină în spatele bannerului și ferestrele centrului comercial Magazin du Nord din Copenhaga. Deci, bannerul a fost plasat în capitala Danemarcei și nu în Franța, așa cum spun autorii. Propagandiștii ruși au folosit acest truc pentru a încerca să convingă opinia publică că francezii nu susțin Ucraina, când de fapt Franța este unul dintre principalii aliați ai țării afectate de război. În timpul vizitei președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Paris în mai 2023, a fost semnată o declarație în care Republica Franceză a confirmat încă o dată recunoașterea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Și Danemarca susține Ucraina. Recent a anunțat că va dona ucrainenilor avioane F-16.